Bună, drăguții mei, bună, suflete frumoase! Sunt astăzi aici, alături de voi, facem etalarea lunii septembrie pentru toți cei cu soare, lună, ascendent, descendent în leu. Dacă tu ești leu sau cunoști pe cineva în leu și vrei să asculți etalarea acestei persoane, ești binevenită, binevenită aici la masa mea. Haideți să vedem ce ne spun nouă cărțile. Nu o să vă rețin mult, va fi o etalare cât se poate de scurtă. Știu că timpul este prețios și nu mă extind. Bun, scumpilor. Pentru leu, septembrie, ce avem noi? Și avem așa, chakra 7-a deschisă, o legătură superbă cu divinitatea, văd aici. Ok. Și mai avem așa. O strategie, numărul 41, 21 și 23. Mai văd aici niște încurcături, parcă nu reușești să... Intuiția ta este la un nivel foarte ridicat în luna septembrie, dar parcă ai parte de niște încurcături aici. Câteva încurcături. Adică tu știi prea bine ce urmează, știi prea bine ce ai de spus, primul tău gând este foarte important și totuși nu reușești să dai curs gândurilor tale, știi? Te împiedici așa cumva. Hai să mai vedem. Leu, ce avem pentru leu septembrie? Și facem în felul următor. Leu, tu, energia ta, casă, familie, bani, carieră și job, pe dragoste, uite, pe dragoste am tras două cărți și surprize, ce surprize vin pentru tine, dragul meu, leu. Ia să vedem. Și avem așa, energia ta, cinciul de cupe. O, Doamne, cinciul de cupe, îți cam plângi de milă aici, oare de ce? Îți cam plângi de milă, cinciul de cupe este o carte a doliului emoțional, plângi după ceva, tot te uiți, parcă vezi partea negativă a lucrurilor. Nu vezi pozitivitatea din jurul tău, ci doar ce e greșit, ce e... Mă mir, pentru că leii sunt foarte pozitivi de obicei, nu știu de ce mi-a ieșit așa. Poate că, na, luna septembrie e așa un pic mai... mai moleșală pentru tine, cu moleșală, așa cumva. Și ce avem aici? Cavalerul de monede, ceva se mișcă foarte încet pentru tine. Mai văd aici o decizie și patru de spade. Ceva se mișcă extrem de încet, parcă lucrurile stau pe loc și statul ăsta pe loc pe tine te enervează. Nu avansezi, simți că nu avansezi. E o chestiune de încredere, poate că cineva ți-a trădat încrederea, mai poate fi și asta. Și parcă n-ai stare. Patru de spade venind invers. E ca și cum nu ai stare. Da. Adică, în ce sens nu ai stare? Te simți, nu știu, low, știi? Așa, cumva o stare nu prea bună. Ok, casă și familie. Să vedem care-i treaba acolo. Casă și familie. Avem un 9 de cupe. Pe acolo e multă bucurie. Mă mir că... În 9 de cupe avem foarte multă bucurie, deci în casă lucrurile merg bine, totul merge bine, e doar starea ta. Poate că ar trebui să iei, nu știu, niște vitamina D sau ceva care să-ți ridice un pic dopamina, să zic, să te învioreze un pic. 9 de cupe în casă e bucurie. În câteva zile, de când asculți etalarea, văd bucurie în casă, o împlinire și pașul de spade. Persoană foarte inteligentă, în preajma ta, o energie tânără, avem un paj aici. În câteva zile, parcă, nu știu, cineva te bucură așa în casă, ai o bucurie. Sau mai poate fi vorba aici și de a achiziționa ceva sau... E o stare de bine, oricum, de confort. Ok. Bani, carieră. Și avem aici treiul de cupe. Păi, în treiul de cupe, când vorbim despre job, bani și carieră, înseamnă o întâlnire cu succes, bucurie,
Înseamnă că te simți bine, mai ales dacă lucrezi într-o echipă, cei din jurul tău se bucură de prezența ta, probabil că ești genul de persoană care luminează încăperea, chiar dacă în interiorul tău tu nu prea te simți bine, nu ești chiar ok, ești înconjurat așa de energii foarte pozitive. Mă mir că ți-a ieșit un 5 de cupe, pentru că, ca și starea ta, pentru că în jurul tău energiile sunt cât se poate de pozitive și la lucru și acasă și, da, și pe bănuți văd că te bucuri și ești ok. 6 de cupe, da, chiar ai o stare foarte bună, adică parcă și în casă și la job lucrurile merg foarte bine în septembrie. Planuri de viitor, totul este ok. Energii tinere în jurul tău, mai văd. Ești foarte carismatic sau carismatică în perioada asta. Cel puțin așa te văd ceilalți. Da, nu știu cum te vezi tu, dar cei din jurul tău te văd foarte ok. Hai să vedem, în dragoste, care-i treaba? Aici e teama ta mare. Ce se întâmplă pe planul ăsta emoțional? Pentru că avem luna, intri într-o zonă așa foarte dark, ca și cum nu mai știi mare lucru despre persoana dragă, persoana iubită. Încerci să păstrezi echilibru, să păstrezi lucrurile totuși, să le faci să meargă, da, între tine și persoana dragă, dar e umbrit așa de luna asta. Anumite lucruri, nu știu, sunt umbrite când vine vorba despre dragoste. Ai o teamă aici în legătură cu dragostea, cu... Parcă încerci să îți menții echilibru, dar știi că e o chestiune de timp. Ce mai avem aici? Da, uite, temperanța și lumea. Lumea vorbește despre un sfârșit, un sfârșit inevitabil. Pentru că oricât ai fi tu, încerci să păstrezi calmul, să păstrezi echilibru, totuși ce ajunge la sfârșit, ajunge la sfârșit. Dar mesajul ăsta nu este pentru toată lumea. Vreau să scot câteva cărți și de aici, să mai văd și alte mesaje. Luna, stare emoțională, cumva ciudată, știi? Și văd așa că intuiția ta este la un nivel maxim. Da, probabil că de aceea mi-am și ieșit cărțile din oracol, vezi tu că intuiția ta este foarte bună. Adică temerile tale cumva arată că viitorul nu o să fie prea roz. Nu știu ce se întâmplă aici cu tine. Probabil că de aceea nu te simți nici prea bine. Curaj, văd că ai curaj, curaj să faci ceva, ce vrei să faci, ia să vedem. Mai vreau o carte. Trezire spirituală mi-a căzut aici. Și ce mai am, un compromis. Și să sun pe cineva, îți iei inima în dinți și sun pe cineva, o persoană de care tu nu mai știi mare lucru de mult timp. Da. Pentru unii dintre voi. Deci mesajele sunt diverse pe dragoste, e logic, pentru că nu vorbim despre o singură persoană, vorbim despre lei în general. Deci pe zona asta emoțională, sentimentală, sunt ceva baiuri pe acolo. În rest, toate bune și frumoase. În casă o energie frumoasă, la job o energie și mai frumoasă, dar cu dragostea stați un pic cam rău în septembrie. Surpriză. Surpriza vine din partea unei întâlniri. Te întâlnești cu cineva. Este o întâlnire aici, pe neașteptate, da? Așa. Ia să vedem. Și treiul de bâte. Este cineva de care ție ți este dor, o situație se rezolvă, deci nu ai de ce să te îngrijorezi. Îmi place că s-a întors cartea. Cinciul ăsta de bâte s-a întors. Asta înseamnă că armonia, da, se restabilește. Toată starea asta, da, de neliniște trece, bineînțeles, pentru că vei întâlni pe cineva care te va bucura, probabil. Mai vreau o carte. Surpriză. Și patru de cupe. Patru de cupe mi-arată un dezinteres aici. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre un dezinteres. Ce mai văd aici? O întâlnire favorabilă cu cineva din zodia Leu sau cu marcaje pe Leu și o întâlnire plictisitoare, să zic, cu cineva din Pești.
sau pe acolo. Pajul de monede, da, e întâlnire aici, întâlnire față în față cu cineva. Da, și iarăși mi-arată zodia Leu. Deci cu zodia Leu văd o conexiune foarte bună, foarte frumoasă, sau cu marcaje pe Leu, dar cu zodia Pești, mai puțin. Bun, hai să vedem și un sfat pentru voi, dragii mei lei. Ce sfat am pentru voi din partea cărților? Încearcă să te focusezi pe lucrurile principale din viața ta, pe obiectivele cele mai importante și să nu te lași distrasă sau distras de alte lucruri. Și mai vreau o carte și văd aici, văd că, da, să continui. De exemplu, dacă lupți pentru ceva sau îți dorești neapărat ceva, să nu te dai bătut sau să nu te dai bătută, da? Mai văd aici niște granițe personale, să nu uiți să spui niște granițe personale, să nu lași pe nimeni să intre cu bocanci în viața ta. Bun, drăguții mei lei, cam atât am avut eu pentru voi astăzi, am zis că o să fie o etalare scurtă și scurt a fost. V-am pupăcit, numai bine, ceau, ceau, ceau!